Credeți că vom ajunge în acest an la acea normalitate pe care o știam înainte de pandemie, da? Fiind faptul că, iată, deja au început vaccinările. Credeți că vom ajunge în acest an la normalitatea, cel puțin din punct de vedere economic, pentru că industrii precum Horeca au avut foarte mult de suferit, din păcate. Mă tem că din punct de vedere economic nu vom ajunge la acea normalitate, mă rog, la acea revenire despre care vorbea Câțu. Gândiți-vă că deja suntem la început de an, din nou anul a început prost, din punctul meu de vedere, a și împrumutat iarăși 5 miliarde de lei în practic în prima săptămână a anului. Adică domnul Câțu ne-a obișnuit să trăim pe datorie. Deci, doamna Îngheruș, am împrumutat aproape 30 de miliarde de euro de când este Câțu. Deficitul bugetar a ajuns undeva la 10%. 10% deficit bugetar plecând de la 2,8. Adică e uriaș. Că până la urmă te întrebi, dom'le, ce ai făcut cu banii? Comisia Europeană, printr-o scrisoare, ne-a anunțat pe toți că doar 1% din PIB a fost alocat pentru combaterea pandemiei. 1%. Ori întrebarea e legitimă pentru toată lumea. Pentru ce ai împrumutat banii? De ce ai făcut atât de deficit? Unde s-au dus banii? Că pensiile nu le mărești și nu vrei să le mărești, vezi declarațiile de ieri ale primului ministru, nu vrea sub nicio formă să aplice legea pe care Curtea Constituțională a declarat-o constituțională, alocațiile copiilor nu vrea să le mărească, banii în economie nu a băgat, iată, ne confirmă Comisia Europeană, știți, au fost ordonanțe de urgență pentru 6 programe IMM Invest. Știți că doar unul abia e la început, 6. Granturile acelea, că pomeneați de Horeca, granturile acelea pentru Horeca, care sunt capital de lucru și așa mai departe, nu există. N-au primit banii. Deci nu există acea infuzie de bani despre care vorbea la momentul ăla Câțu fiind ministru de finanțe. Spunea, domnule, niciodată în istoria României nu s-au băgat atâți bani în economie. Unde sunt banii ăștia? Și unde se duc aceste împrumuturi? Păi, nu știu unde se duc. Știți, eu în mandatul... Dacă nu se văd totuși în economie. Dacă cineva identifică, pentru că noi nu vedem de la domnul Câțu decât niște declarații. Am băgat în economie 3,8% din PIB. Așa ne-a declarat. A venit Comisia Europeană și ne-a spus, greșit. Vă minte domnul Câțu, a băgat doar 1%. Păi domnul Îngheruș, mandatul trecut, vă aduceți aminte și aici la dumneavoastră în emisiune, am discutat despre, v-am spus despre faptul că am solicitat prezența, nu numai eu, toți membrii Comisiei Economice a Senatului și cei de la Buget Finanțe, am solicitat prezența Ministrului de Finanțe ca să explice lucrul ăsta. Da? Cred că e de interes public să știm ce s-a întâmplat cu banii, pentru ce s-a împrumutat 30 de miliarde de euro, pentru ce plătim datoria asta 30 de ani de acum încolo, ca să ce? Dom'le, măcar să știu, am luat banii ăștia ca să facem asta. Ori doar așa, spunând, dom'le, ne-am împrumutat bani că a fost criză. Unde sunt banii? Pe ce dat acești bani? Unde i-ai băgat? Pentru că ei nu sunt nicăieri. Poate aici veți avea mai mult noroc cu noul ministru al finanțelor? Da, nu. Nu îmi pun deloc speranțe. Nu în sensul că aș avea ceva cu domnul Nazare sau cu competența domniei sale. Chiar nu știu ce competență are până la urmă în domeniul ăsta. Știu că a fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Totuși acum este de finanțe. E cu totul altă. Mi se pare o pălărie mult prea mare pentru domnia sa, dar știu că domnul Nazare a fost impus în guvern de domnul Câțu, a vrut domnul Câțu să fie domnul Nazare, tocmai ca fiind o persoană de încredere, are o încredere personală, ca atare, tocmai ca să nu se afle probabil lucrurile din Ministerul de Finanțe. Pentru că vă aduc aminte că domnul Câțu, ministru de Finanțe fiind, a promovat o hotărâre de guvern prin care a secretizat o serie de documente ale Ministerului de Finanțe. Care sunt acele documente secretizate? Am cerut aceste informații. Se pot secretiza anumite informații, se pot secretiza anumite documente, dar trebuie să spunem care este tipul informațiilor, nu informația propriu-zisă. Nu știu, cât bani a plătit pe nu știu ce, operațiune secretă. Nu mă interesează, dar tipul de operații secretizate, asta trebuie să-l știm. Da? Ori,
domnul Câțu nu-l transmite. Habar n-am. Secretizarea astfel pentru că lucrurile sunt foarte puturoase acolo, Ministerul de Finanțe, doamna Anghelu. Și vă rog să vă faceți aminte că printre primele decizii pe care le-a domnul Câțu când a ajuns ministru de finanțe, a fost aceea de a desființa direcția juridică. De ce? A desființat direcția juridică pentru că directorul direcției juridice și-a permis să cerceteze un dosar al familiei domnului Câțu, al tatălui domnului Câțu. E bine, în mod abuziv, domnul Câțu a desființat direcția juridică, instanța a constatat că este o decizie abuzivă și l-a repus în funcție pe directorul direcției juridice. Așadar, mi-e greu să cred că domnul Câțu dorește ca acolo să vină o persoană care, într-adevăr, să facă lumină în documente acolo la Ministerul de Finanțe.